Astăzi, în Petroșani, a fost reluată distribuirea alimentelor oferite ca ajutor de către Uniunea Europeană. Beneficiarii acestora sunt persoanele marginalizate social, respectiv șomerii, pensionarii cu venituri modeste, beneficiarii venitului minim garantat și persoanele cu dizabilități. Astăzi au intrat în posesie alimentelor pensionarii și șomerii, pentru mâine fiind programați, asistații social și persoanele cu handicap. După câteva zile de pauză datorate sărbătoririi zilei naționale și celor două zile de weekend, acțiunea va fi reluată luni, 5 decembrie. Ajutoarele alimentare europene constau în făină, orez, mălai, lapte praf, paste făinoase și biscuiți.